Printre unitățile de învățământ ce vor beneficia de această investiție se numără și școala numărul 7 din Vădeni, liceul cu program sportiv, liceul de arte plastice, dar și liceul teologic. Bazele sportive vor fi împrejmuite în așa fel încât acestea să poată fi folosite și de cetățenii din municipiu. Sunt 6 baze sportive în momentul de față pe care le vom amenaja în acest an, baze sportive multifuncționale care cuprind întreaga area municipiului Târgu Jiu, începând din partea de nord cu școala numărul 7, mergând în zona CAM cu școala numărul 2, în zona de sud avem școala numărul 11 și liceul cu program sportiv, avem liceul teologic și liceul de arte plastice, în zona Griviței. Sunt 6 baze sportive, pregătim documentația pentru a putea să scoatem la licitație pachetul cu cele 6 baze sportive multifuncționale. Sălile respective vor fi iluminate și pe timp de noapte. Referitor la cele 6 unități școlare unde vor fi realizate aceste baze sportive, este vorba de baze sportive realizate la standarde ridicate, cu terenuri multifuncționale atât pentru fotbal, basket, tenis, cu împrejmuirile aferente, toate dotările sportive specifice, dar și cu instalații de iluminat pe timp de noapte. Ele sunt dispuse în toate zonele principale ale municipiului și cu precădere în zonele aglomerate, unde sunt cartiere de locuințe colective, fiind posibilitatea, așa cum a prezentat domnul primar, de punere la dispoziție și pentru locuitorii acelor cartiere, dar faptul că sunt condensate multe unități de învățământ școlare pe acele zone, pe baza unui program de comun acord stabilit cu conducerile unităților de învățământ, se pot disputa cu competiții sportive și de către celelalte unități de învățământ aflate în vecinătatea acestora. Autoritățile speră ca lucrările să fie finalizate până la începerea noului an școlar.